Meu nome é Ana Maria, sou de Estado Goiân. Poezia se numește Scrisoarea a doua lui Mihai Eminescu. De ce pana mea rămâne în cerneală, Andrei? De ce ritmul lumea bate cu ispita de la tine? De ce dorm îngrămădite între galbenele file, iambi suitori, trohei, saltărețele dactile? Dacă tu știai problema astei vieți cu care lupt, ai vedea că am cuvinte, pana chiar s-au pierdut. Căci întreb, la ce am începe să încercăm în luptă dreaptă, a turna în formă nouă limba veche și înțeleaptă? Acea tainică simțire care doarme la ta harfă, în cuplete de teatru s-o desfaci ca pe o marfă. Când cu sete cauți formă, ce se poate să te încapă? Să le scrii cum cere lumea vreo istorie pe apă? Însă tu îmi vei răspunde că e bine ca în lume, prin frumoasă stihuire, să pătrunjă un lume. Să-mi atrag doar mintea bărbatelor din țară, să-mi dedic acele versuri la cucoane bunăoară. Și de gustul meu din suflet să-l împac prin aminte. Dragul meu, cărarea asta s-a bătut de mai înainte. Noi avem în veacul nostru acel soi ciudat de bars, care încearcă prin poeme să devie cum arzi, închinând ale lor versuri la puternici, la cucoane. Sunt cântați în cafenele și fac zgomot în saloane. Iar cărările vieții, fiind grele și înguste, ei încearcă să le treacă prin protecție de fuste, dedicând broșuri la dame a căror bărbați ei speră că, ajungând cândva miniștri, le deschide carieră. Nume, pentru glorie să scriu. Oare glorie să fie a vorbi într-un pustiu? Azi, când patimilor proprii muritorii tot sunt dropi, glorie închipuirea și o mie de nitori idolul lor închină, numind mare pe un pitic, ce-o greșit că-i răspund într-un secol de nimic. Încorda voi a mea liră să cânti dragoste? Un lanț ce se împarte cu preție între doi și trei amanți. Ce? Să gând pe coarda dulce că de voie te adaus la ce corci în operetă ai condus de Menelaus? Azi, adeseori femeie, ca și lume, e o școală, un gândit cu mărgurile, în înjosire și spăiană. La aceste academii de știință a zânei vine, tot mai des de pe viață și de vineri în mai. Tu le vezi, primind elevii cei îmberi în alor clas, până când în școala toată, o ruină rămas. Vai, tot mai gândești la anii când visam în academie, ascultând pe vechii dascăli cărpocind la haina vremii, ale clipelor cadavre din volume sunt să adune, și în locul lor pietici căutând înțelepciune, cu murmurile lor blânde, un izvor de horum, harum, câștigând cu clipoceală nervul, prierul, genetarul, cu evlavia adâncă ne vârteau al minții scripe, legănând când o planetă, când pe un rege din Egipt. Parcă văd pe astronomul colegului repaus, cum ușor, ca pe cutie, scoate lumele din haos, și cum neacră veșnicie ne întinde și ne învață, că epocea este șire ca mărgerele mea. Atunci, lumea încăpățină se învârtea ca o murișcă, de simțeam, ca Galileu, ca comedie se mișcă. Amintit de limbe moarte, de planetă, de colbul școlii, confundam pe bietul dascăl cu un crai mâncat de moli și privind pe jmișii de tavan, de pe pilaște, ascultam pe craiul ranții și lăsăm la ochiul vaște. Îmi plutea pe dinainte cu timpul amestec, ba un soare, ba un rece, ba alt animal domestic. Scârțâirea de condite de afară în casă liniște. Vedeam valul verde de grâne, un băiat de liniște, capul gripe de pe bancă.
când suna, știam că Ramses trebuia să se mărit. Atunci, lumea cea gândită pentru noi avea ființă și, din contra, cea alintă ne părea prea puțință. Abia vedem ce steacă și ce aspre care este. Cea ce poate să copie unei inimi oneste. Iar în lumea cea comună, a visa e un pericol. Căci de ai cumva iluzii, ești pierdut și ești ridicat. De aceea, de azi înainte,